Partidul Socialiștilor a decis să facă coaliție doar cu Blocul Acum. În caz contrar, mizează pe anticipate. Decizia a fost luată în urma ședinței Consiliului Republican al formațiunii, la care a participat și președintele Igor Dodon. Noi suntem disponibili să creăm majoritate parlamentară cu guvern funcțional, nu minoritar, cu Blocul Acum. Dacă nu, atunci anticipate. Nu a fost examinată astăzi la Consiliul Republican varianta de coaliție cu Partidul Democrat. Ca să punem punct. Cu Blocul Acum, okay. Dodon a adăugat că socialiștii își doresc să conducă Ministerul de Externe, cel al Apărării, de Interne, dar și funcția de vicepremier pentru reintegrare. Desigur, PSRM nu renunță la funcția de speaker pentru care a fost înaintată Zinaida Greceanăi. Aceasta este poziția de la care pot să înceapă careva negocieri. Noi insistăm, colegii, partidul și eu ca lider neformal a socialiștilor, insistăm pe această poziție. Dar niciun fel de guvern minoritar. În istoria țării, guvern minoritar a fost în ultimii ani, în 2015, guvernul Găburici, care a durat 3 luni sau 4 luni de zile. Și pe urmă s-a dus. Guvern funcțional. Și eu ca președinte, eu nu o să accept guvernul minoritar. Guvern propus de majoritate parlamentară. Clară, două partide, nu cu transfugi. Mie mi se pare că guvernul ăsta minoritar seamănă cu guverne sau majorități create de transfugi. Amintim că prima rundă de discuții dintre Blocul Politic Acum și PSRM din 11 aprilie s-a încheiat fără niciun rezultat. Reprezentanții celor două forțe politice au insistat fiecare pe agenda sa. De o parte, Blocul Acum cu pachetul de legi antioligarhice și colaborarea cu PSRM doar pentru a vota speakerul și legile respective. De cealaltă parte, PSRM susține că doar prin crearea unei majorități parlamentare, ulterior a unei alianțe de guvernare, pot fi implementate aceste legi. În plus, socialiștii își doresc funcția de speaker, lucru pe care acum nu vrea să îl cedeze.